Țara Sfântă, Pământul lui Israel, Pământul Mântuitorului Lumii, Iisus Hristos, Pământul în care pietrele vorbesc, iar peisajele poartă neîncetat misterul care s-a dezvăluit acolo. Pământul străbătut de însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat. La capătul drumului crucii, trecând pe sub o veche arcadă de piatră, se intră în curtea interioară a Bisericii Sfântului Mormânt, locul în care s-a săvârșit cea mai înfricoșătoare dramă din istoria omenirii. Fiii oamenilor au încercat să-L omoare pe Fiul lui Dumnezeu. O construcție măreață, înălțată de cruciați în secolul al XI-lea, pe locul altei biserici zidită de Sfânta Elena în secolul al IV-lea, Biserica Învierii lui Hristos adăpostește cele mai scumpe locuri ale creștinătății. La baza muntelui cel sfânt al Golgotei, în partea de vest a Bisericii Învierii, în mijlocul spațiului circular acoperit cu o cupolă uriașă, susținută de 18 coloane de piatră, se află Capela Sfântului Mormânt. Învierea lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, singurul fără de păcat, stă scris în limba greacă pe icoana Învierii Domnului aflată la intrarea în Sfântul Mormânt. Numită Capela Îngerului, prima încăpere a acestuia adăpostește o parte din piatra răsturnată de pe ușa Mormântului Domnului. Pe ușa cărei înălțime depășește cu puțin un metru, se intră în cea de-a doua încăpere, cea a Sfântului Mormânt. Aici se află lespedea de piatră care marchează locul de îngropare al lui Hristos. Stânca originală, care de vineri la apusul soarelui și până duminică la răsărit, a servit drept culcuș funerar pentru trupul Dumnezeiescului răscumpărător, este ascunsă sub acoperământul de marmură. Aici, în sânul pământului, s-a odihnit Hristos, făcătorul cerului și al pământului. De aici a strălucit în lume lumina învierii. De aici a înviat într-o slavă împăratul nostru. Odată intrat în Sfântul Mormânt, rugăciunea nu poate fi prelungită mai mult de câteva minute, dar aceste clipe ți se întipăresc pentru totdeauna în suflet. În momentul în care ai atins lespedea de piatră, trupul îți este radiat de harul dumnezeesc, iar o bucurie de nedescris te împresoară.